Salutare, sunt Daddy Cool și mă bucur să ne revedem la o nouă serie de interviuri pentru proiectul meu caritabil Amintiri din copilărie. De data aceasta o să luptăm pentru copiii de la Asociația Tiberius, pe care prietenii mei de la Clinica Optissima o să-i ajute să aibă parte de tratamente oftalmologice și de ochelași, de tot ce au nevoie din punctul acesta de vedere, în valoare de 2500 de euro. Începem prima serie de interviuri cu o invitată foarte, foarte specială, dar nu vă spun încă despre cine este vorba, pentru că urmează să vedeți voi imediat. Invitata mea de astăzi este Nicoleta Nucă, cea care a acceptat să-și dezvăluie amintirile din copilărie în scop caritabil și în primul rând îți mulțumesc din suflet, Nicoleta, că ai acceptat să vorbim, mai ales că totul este în scop nobil și trebuie să-ți spun și cazul pentru care noi luptăm sezonul acesta. O să luptăm pentru copiii de la Asociația Tiberius și o să ajutăm peste 60 de copii să aibă parte de tratamente oftalmologice corecte și, dacă este cazul, de ochelari de vedere așa cum trebuie, pentru că venind din familii defavorizate nu au bani să se ducă la medici care să le spună exact care sunt cauzele și care este tratamentul, așa că prietenii noștri de la Optissima o să facă treaba asta în valoare de 2500 de euro pentru acești copii și mă bucur super, super mult pentru că e mega important ca un copil să vadă bine și să nu aibă probleme, pentru că foarte clar știm cu toții, dacă avem probleme și nu le tratăm așa cum trebuie, o să avem probleme foarte mari mai departe. Adevărat. Și eu mă bucur și îți mulțumesc mult pentru invitație și este o mare plăcere să știu că pot contribui și eu cât de puțin pentru a-i ajuta pe acești copilași. Mă bucur tare mult, mai ales că eu știu că Nicoleta a avut o copilărie foarte interesantă și important este să nu uitați nici voi că ne puteți ajuta foarte, foarte ușor cu un simplu click să vedeți interviul nostru și un share mai departe, ca să dați mai departe mesajul nostru caritabil. Haideți să începem cu începutul și să-mi spui de unde provii tu, unde ți-ai petrecut copilăria? Așa, păi eu sunt născută la Chișinău, sunt chiar în oraș născută, dar ulterior, crescând un pic, m-am mutat cu familia în suburbia orașului, într-un orășel mai micuț, unde am avut parte de acea copilărie pe care le-o doresc tuturor copiilor, și anume alergat pe afară, jucat cu copiii de pe stradă, desculți, genunchi juliți, cățărat prin copaci, mâncat fructe de tot felul, verzi, nespălate, tot ce vrei, iarna săniuș, cu capul de gheață, cu genunchii de pietre și, așa, și fundul de pietre și așa mai departe. Deci toate le-am trăit și eu. Deci ai avut parte de o copilărie completă din toate punctele de vedere. Da. O copilărie, asta e foarte frumos. Cum am spus, o copilărie pe care le doresc tuturor copiilor din generațiile noi, pentru că ăștia mai micuți deja nu mai știu ce e aia, să te cațări în copaci și să mănânci fructele direct din copac. Eu țin minte, de exemplu, străbunicul meu avea unde petreceam eu vara, cam toată vara. Mm-hmm. Ai mei mă lăsau acolo și eu îmi făceam de cap. Țin minte că avea cireșe, un copac de cireșe de vară. Magice, pur și simplu. Și cred că jumătate din zi eu o stăteam cățărată în acest copac mâncând cireșe, în continuu. Cu viermi, murdare, așa cum erau, pentru că, nu știu, pe vremuri nu exista atâta stres în privința asta. Era ok, cumva. Nu știu, adică eu n-am avut probleme, nu știu, deși mama mă spunea să speli de fiecare dată fructele, să nu mănânci nimic murdar, cu mâinile spălate. Îți dai seama că nu se întâmpla chiar de fiecare dată. Dar ce copil stă să spele fructele pe care le culege din pom sau le fură de nu știu ce grădină, exact, și așa mai departe. Exact. Dar mama ta a avut vreodată vreo teamă cu faptul că tu erai mai băiețoasă și clar că erai mai aventuroasă, te jucai, te juleai, exact cum ai povestit și tu? Nu. Sau pur și simplu a avut încredere în tine că îți faci treaba de copil așa cum trebuie și nu poți să că nimic. Deși eram așa băiețoasă și aventuroasă, oricum am fost mereu un copil foarte matur. Am crescut destul de rapid din punct de vedere mental, așa că știam și singurică ce este corect și ce nu e bine să fac. Într-adevăr, poate în unele situații mama mai spunea, de exemplu, să nu uiți să speli fructele.
Dar în rest, nu, mă lăsa liniștită. Știa că o să mă întorc seara, nu știu, pe la 7-8, o să fiu frumos acasă, da. Pentru că era și timpul de mâncare, de cină, și atunci eu nu ratam cina. Și în rest, na, nu-și făcea nicio grijă. Adică uneori se mai întâmpla, nu știu, să mă strige numai din casă, pentru că noi stăteam la curte, mă striga, da. Deschidea ușa de la casă și zice: Nicoleta, trece acasă! Și înțelegeam că da, gata, trebuie să întrerup, da. Orice fac și să plec acasă. Dar atât. În rest, cred că s-a bazat foarte mult pe încrederea pe care o are în mine. Dar cred că și încrederea asta pe care a dobândit-o în tine și niște obiceiuri cu care tu te-ai dezvoltat provin tot de la părinți până la urmă, da. Că îi vezi pe ei cum se comportă, cred că ți-a și spus anumite lucruri, chiar dacă nu a insistat, mă gândesc că nu așa pur și simplu devii un copil responsabil, un copil care face diferența între bine și rău și așa mai departe. Nu, este fundamentală educația pe care o primești de la părinți, într-adevăr. Adică, și aici sunt recunoscătoare, pentru că deși am avut o educație foarte severă, maica mea fiind o persoană foarte dură, okay. Deci ca să ne înțelegem, am primit și bătaie la momentul potrivit, bătaie să ne înțelegem, nu bătaie, adică o palmă la fund acolo, genul ăla, da. Dar cât să înțeleg că am greșit. Respectiv, asta m-a făcut în timp foarte responsabilă și pe ai mei încrezători în faptul că nu, că știu ce să fac, că știu, da. Cum să mă comport atunci când nu sunt lângă ei și că nu o să fac tâmpenii prea multe. și că pot avea încredere că o să fiu la timp acasă, că nu o să fac niciodată niciun rău nimănui, în special, nu știu, copiilor mai mici sau animalelor, de exemplu. În niciun caz nu a existat acest pericol din partea mea. Eu știu că tu iubești super mult animalele, are și a două pisici acasă, acum a adoptat o a treia, care nu știm dacă o să rămână la ea sau nu, vom vedea. Vreau să știu dacă de la părinți ai insuflată toată dragostea asta pentru necuvântătoare. Da și nu știu, cumva asta e o chestie pe care am impresia că am crescut-o și singură în timp, pentru că fiind mică, într-adevăr, eu de mică, nu știu, eu sunt cat lady, clar. Asta am înțeles-o de la început, pentru că de mică, toți copiii, știi, sunt genul vreau un cățel, aduc eventual un cățel cu forța acasă, de pe stradă. Ei, la mine din contră, de mică mi-am dorit pisică. Am primit primul meu pisoi când am făcut 6 ani, chiar de ziua mea, un birmanez pe care l-am și acum, mm-hmm. Deci are 19 ani, este un veteran deja, a călătorit extrem de mult cu noi, peste da, tot. Tare, da, deci el este la noi cetățean al lumii cu acte în regulă, ce pentru tare. Că are și pașaport, da, da. Bineînțeles, și a mers peste tot. Nu ne-am încumetat vreodată să-l abandonăm, nu știu, să-l lăsăm în Chișinău, de exemplu, când am plecat în Italia. În niciun caz, frumos am plecat cu mâța după noi și cu toate bagajele. Ulterior... nu știu, n-am fost nici genul de copil care aduna prea multe animale acasă, pentru că n-am simțit necesitatea având, da. Deja o pisică, și pentru că am și fost educată în felul în care maica mea tot spunea: păi nu poți să aduci chiar toate animăluțele acasă la noi, pentru că nu avem spațiu suficient, sau când ne-am mutat la casă îmi zicea: păi uite, noi deja avem o pisică afară, aveam și un cățel, un ciobănesc superb, care, mă rog, a murit ulterior de bătrânețe, dar zice, nu poți să aduci foarte multe animale, pentru că nu o să facem față la un moment dat. În casă nu poți să ții 10 pisici, da. Afară cu respectivul cățel nu prea se înțelegea nimeni, haos, era, da. Și ar fi devenit un haos. Așa că m-am liniștit. E, acum fiind eu deja matură și ținând cont de, în primul rând, de ceea ce îmi doresc eu și fiind eu stăpâna casei, cam așa, deja am mai luat un, pe lângă birmanezul ăsta bătrâne, l-am mai luat un sfinx, pentru că este o rasă pe care eu, nu știu, o iubesc la nebunie și știu că pare că de obicei lumea e reticentă și zice: a, e pisică, pentru că urâtă. Este pisica fără păr. Exact, de este pisică fără blană. Nu este clasica pisică, da. Cu foasă drăguță, cu fățuca aia dulcică și cu ochișorii migdalați. Este o pisică care pare mai agresivă, deși este, de fapt, cea mai afectuoasă pisică din lume. Și este, apropo, este
perfectă pentru familiile în care există copii, pentru că sunt extrem de prietenoase, da, și foarte, foarte afectoase cu cei mici. E, și acum, de curând, am mai semi-adoptat, nici nu știu cum să-i spun, un pisoiaș pe care l-am găsit în subteran la bloc. Foarte, foarte speriat. Nu știu dacă o să-l păstrez, pentru că totuși stau în apartament și trei pisici, deja devine un pic complicată treaba. Dar vreau să, în cazul în care hotărăsc că nu-l mai țin, o să mă asigur să fie în cele mai bune mâini, da, acest posibile, pisoi. Da. Pentru că îmi doresc pentru el, pentru că îți povesteam și înainte să filmăm, că am făcut un progres extraordinar cu acest pisoi, extrem de speriat când l-am adus, la modul că nu puteam nici să-l iau în brațe. E, acum, în câteva zile, am reușit, în foarte scurt timp, să-l fac foarte tactil deja, să doarmă cu mine, să aibă încredere atunci când îl iau în brațe și îl mângâi și să stea calm. Deci pentru mine este o evoluție extraordinară treaba asta. De asta mă gândesc că nu știu dacă o să-l mai dai, pentru acolo că sunt și eu implicare emoțională foarte mare. Păi asta e, nu știu nici eu ce să găsești o soluție să ții trei pisici în apartament. Acum da, exact, m-am mutat într-un apartament mai mare. Da, sau casă. Apropo de casă, crezi că ți-a ajutat copilăria faptul că părinții tăi s-au mutat din apartament la casă și ai avut cumva, nu știu, mai multe libertate, mai mult teren liber să te joci, așa mai departe? Da, clar. Cred că, nu știu, casa și, mă rog, și curtea sunt magice și chiar și acum, deși stau la apartament, visez la un moment dat să mă mut înapoi la casă, pentru că să ai propria ta curte, să știi că ai bucățica ta de iarbă pe care poți să te culci, să te tăvălești toată ziua, să-ți faci un mini picnic dacă îți dorești, la tine acasă, nu trebuie să te cari prea departe cu toate. Te-ai frumos, te-ai mutat în grădină cu gentuța cu mâncare. Pe lângă asta, și în cazul în care ulterior ai copii, pentru iarăși este un spațiu perfect pentru joacă. Pentru că, na, e curtea ta, poți să facă ce vor, le poți organiza tot felul de jocuri diferite, leagăn, topogane, dacă asta îți permite spațiu, dar orice, poți să faci absolut orice în propria ta curte. Deci te vezi mai târziu la propria ta casă, copiii alergând prin grădină. Mai nou mi-am dat seama că am niște apucături ușoare de grădinar în mine. Și asta anume, e foarte frumos. Da, și cred că pe lângă acea grădină cu gazonul ăla perfect, impecabil, o să-mi las un colțișor mic în care să-mi construiesc mica mea grădinuță, mică, de nu știu, să-mi pun zmeurică, genul ăla, adică niște, nu știu, niște copaci de fructe neapărat, cireș. Țin minte și acum aveam la e-mail acasă un copac de vișin, deci alea au fost cele mai bune vișine pe care le-am mâncat vreodată în viața asta, pentru că nu erau alea tipice acre, se încrățea creierul. Astea erau foarte mari și foarte dulci. Deci erau cireșe. Nu erau cireșe, că la textură erau clar, erau mai moi și mai pufoase așa. Deci iubeam vișinele alea. Și din păcate, nu știu din ce motiv, a murit acel copac. Mm-hmm. Și nu-l mai avem și nu mai știu ce tip de vișine au fost astea, deci s-a pierdut această bogăție. Ei, când o să ai casa ta, încerci să reconstruiești, poate și felul în care îngrijești pomul, contează, n-ai probabil, de să știi, pentru că din punctul meu de vedere și plantele au suflet și absolut, că le îngrijești mai absolut tare, cu atât mai fructuoase sunt, dacă adevărat, e vorba de pom. Tocmai de aia ziceam că taică-miu este foarte dedicat grădinii. O îngrijește impecabil. Deci grădina noastră arată ca în revistă tot anul împrejur. Da. Deci și atunci copacii cu fructe dau și mai multe fructe și sunt fericiți, să le zicem așa. Apropo de tatăl tău, eu în general nu prea am văzut și găsit informații despre tatăl tău, pentru că mi se pare că ai comunicat mai mult relația cu mama ta. Știu că mama ta te susține și că e acolo mereu pentru tine, chiar dacă în copilărie a fost așa pe educație mai severă, probabil că ea și-a dorit, cu siguranță de fapt, și-a dorit ce mai bun pentru tine. Și vreau să-mi povestești puțin despre relația cu tatăl tău, cum a fost.
Păi e... Sau cum este în continuare. Da, păi uite, că, ideea e că tocmai, cum ai spus, eu am fost mereu mai mult cu mama, mama fiind foarte implicată în tot ceea ce fac, respectiv tatăl a fost omulețul din umbră mai mult, care m-a susținut, dar din umbră nu este genul căruia să-i placă foarte mult să se afișeze și să se expună. Nici când era mai mică era chiar și un pic sceptic în privința muzicii sau, mă rog, zicea că, deși, că nu e neapărat o profesie. Da. El fiind, îți dai seama, el venind dintr-un domeniu în care se muncește și pe bune. Da, adică face el, ce? El este diplomat de profesie, deci este complicat. De asta și am călătorit atât de mult. Interacțiunea cu oamenii pentru a le crea condițiile legislative perfecte în alte țări ar părea de este foarte complicată. Pentru că vin tot felul de oameni cu diferite probleme, cu diferite frustrări și să le găsești tuturor soluții cât mai rapide și totodată să nu-ți pierzi răbdarea este foarte greu. Și uite că tocmai pentru că a fost mai mult în umbră, relația mea cu el este ușor mai rece, într-adevăr, comparativ cu cea cu mama. Și asta numai, nu știu, eu fiind foarte empatică de felul meu, în multe situații, nu reușeam să ne găsim acea cale de mijloc să relaționăm ok și atunci, în timp, am menținut o relație ușor mai distantă. Da. Ulterior, acum, cred că în ultimii ani, de când sunt eu mare și de când pot să spun că sunt adult în tot sensul cuvântului, responsabilă și independentă, relația mea cu el s-a schimbat foarte mult în bine și pentru că mă tratează în sfârșit ca pe un om matur. Aici era, de fapt, conflictul nostru principal, faptul că mă trata mereu ca pe fetița lui mică. Ei, și eu aveam avut, bineînțeles, ca orice adolescent, faza aia cum, adică eu nu sunt mică, eu sunt mare deja, deși aveam, nu știu să zic, 15-16 ani. Și poate, și acum, privind în urmă, realizez că aveam apucături de adolescent. Ca orice adolescent până la urmă. Însă atunci mă consideram cea nedreptățită, mai matură și ai neînțeleasă. Da. Gen, mă rog, asta. Dar mă bucur foarte mult că am reușit să trecem peste această problemă. O etapă, de fapt că n-a fost neapărat o problemă. Da, e și normal cumva, având în vedere meseria pe care dânsul o avea, oamenii de genul ăsta sunt reticenți la tot ce înseamnă artistărie, normal, exact. Și când tu știi că lucrurile sunt alb pe negru, așa se muncește, așa se câștigă, dar apropo de faptul că tu ai spus că se muncea pe bune și munca ta este pe bune și faptul că tu tragi să fii din ce în ce mai bună este la fel de pe bune, este. Așa că din punctul meu de vedere, încurajat orice fel de lucru vreți să faceți, să-l faceți, știi? Absolut, doar că la noi știi cum partea asta cu arta... Suntem un pic mai avantajați, că totuși noi nu percepem chiar atât de muncă. Pentru că ne place foarte mult ce facem. Da, da, corect. Acolo unde o faci, deși poate uneori n-ai chef, nu te simți în stare să, nu știu, să te trezești dimineața la 6, să fii la muncă la 8 să rezolvi probleme altora și așa exact, mai departe. Acolo parcă o privești mult mai mult ca pe o muncă. Și atunci, el nu vedea această artă. Păi, ne bucurăm foarte mult că relația s-a îmbunătățit. Oricum, eu observ că e o tendință când noi, copiii, ne apropiem spre 30 și noi suntem mai maturi și probabil că ne și exprimăm și comportăm ca atare și atunci părintele vede treaba asta și lasă cumva și el garda jos și zice, băi, și a crescut. Interacțiunea este de la om matur la om matur, egală cumva, nu mai există superioritate din partea nimănui și este foarte frumos așa, mie îmi place personal. Dacă ar fi să te gândești la un lucru pe care l-ai moștenit de la dânsul și de care ești mândră, în afară de, mă rog, că ești tu foarte strictă câteodată, asta este chestia cu care tu rămâi în... Să știi că eu văd ca pe un avantaj. Te-a ajutat, nu? Da, da, adică această hai să-ți numim leader, calitate de lider, să numim un dictator, că sună... Da, e un pic mai ciudate. Și noi, mai toată lumea e politically corect acum și, într-adevăr, să spun mai bine, mai serioasă, mai... Exact, gen, această seriozitate și capacitatea de a fi lider
Cred că mai mult de la el le-am moștenit. Mama este mai artistică, mai, okay, mai empatică. Și atunci la mine s-au amestecat de la ambii părțile astea. Deci am combinat latura artistică, creativă, da, muzicală, cu partea pragmatică. Ceea ce e foarte bine într-o carieră, exact, de genul ăsta, că poți de altfel să și evoluezi, pentru că îți gestionezi proiectul, vezi unde trebuie să, exact, se ducă, dacă ceva nu merge bine, tragi pe cineva de mânecă sau poate chiar sau pe tine însăți, dacă, exact, lucrurile, adevărat, nu merg cum trebuie. Atunci, deci, într-adevăr, o combinație foarte este, bună. Este, este. Și atunci asta am zis că, din partea lui, cred că cea mai bun, cele mai bune caracteristici ar fi tocmai această, da, acest leadership și... ambiție, este o persoană foarte ambițioasă, extrem de muncitor, da, și dur atunci când e cazul. Adică, ceea ce e foarte bine, pe mine mă ajută, pentru că, da, uneori e bine să știi să fii dur în, chiar și în domeniul ăsta artistic, că altfel se urcă, da, une, da, da, alții, știm, în cap. Dar veleitățile artistice din partea cui le ai? Să știi că e un pic ciudată la noi chestia asta cu artistic, cu arta, pentru că ai mei niciunul nu n-au făcut muzică. Da. Într-adevăr, mama este foarte artistică de felul ei. A desenat mereu foarte bine, are și voce, deși nu a profesat, nu a profesat, dar nu a cântat la nivel profesional niciodată, nu a studiat măcar, dar are voce. Nu știu, știe să scrie foarte bine. Adică latura asta foarte artistică cumva mai mult de din partea de mamei, ta. Dar totodată țin minte și acum că părinții, mă rog, de fapt mama tatălui meu, bunica, era foarte cântăcioasă. O țin minte și acum, era genul ăla de femeie, mereu am spus că era ca o rândunică. Ce pentru tare. Că reușea să facă 10.000 de lucruri pe zi și pe lângă asta, pe lângă toată munca de, tipică de la, de la țară cu animale și tot ce vrei și mâncare de 7 ori pe zi, cânta mereu. Ea mai apuca să meargă și la dansurile care se organizau în sat, a, și la, să cânte la biserică, și la cor, și deci, tot ce vrei ea reușea să facă. Cânta. Eu n-am văzut așa ceva niciodată la nimeni mai mult. Așa, această capacitate de a reuși atât de multe lucruri. De aici spun că veleitățile muzicale, cred că cumva din ambele părți, mm-hmm, s-au adunat într-un singur loc. Și au venit concentrate prin mine. Mă bucur că ai atins subiectul bunici, pentru că voiam să ajung și eu acolo. Este foarte clar că una dintre bunici ți-a fost un model până la urmă. Spui și tu că făcea o grămadă de lucruri și le făcea bine. Vreau să știu care, cum a fost relația cu bunicii din partea tatălui, cu bunicii din partea mamei și cumva de cine te-ai simțit tu mai apropiată? Păi... adevărul este că, să fac o mică paranteză, mama mea nu a crescut cu părinții, okay, respectiv a crescut cu bunicii. Respectiv, pentru mine străbunicii erau, da, de fapt adevărații bunici, aha, pentru că, da, într-adevăr, relația cu bunicii din partea mamei nu a existat, da, da, basically. Asta a fost, asta s-a întâmplat. Dar nu e singura și cu siguranță, exact, mulți, exact, am nu avut cred parte că, de nu, asta. Nu cred că este un lucru atât de... Dar face rău. Parte din viață și e normal, exact, să povestim. Sunt lucruri asta. Care se întâmplă în viață. În schimb, mă bucur foarte mult că am avut străbunicii din partea mamei și bunicii din partea tatălui, mă rog, părinții lui, da, foarte, foarte apropiați. I-am iubit la nebunie pentru că îmi petreceam verile la ei, ori la unii, ori la alții. Da. Era mereu, gen, eu râdeam că zic, eram genul de copil pe care ai mei vara îl încărcau cu tot bagajul, păpuși, jucării, ce vrei, și îl duceau la țară și acolo lăsau 3 luni de vară și nu știau nimic de mine. Mă rog, știau clar orice, pentru că o să-ți povestesc și niște faze ciudă, amuzante de când eram eu copil la țară, ce tâmpenii mai făceam. Dar relația a fost superbă, adică într-adevăr, străbunica era foarte protectivă, mă iubea foarte mult și era extrem de protectivă și, da, nu mă lăsa să ies din curte. Și venea, țin minte și acum că venea cu nuiaua după mine, că eu mai fugeam, eram genul ăla de copil, mai fugeam la vecini, că aveau vecinii 2 fete, un pic mai măricele decât mine și voiam să mă joc și eu, da, cu copii, na, îți dai seama. Deci să stau toată ziua în curte, nu puteam. Și ea venea, țin minte și acum venea cu nuiaua după mine și mă căuta prin tot satul. Să plec acasă, să mă întorc acasă. Na, oricum,
Oricum, asta a fost, pe atunci mă supăram pe ea, îți dai seama, plâns și supărare, nevoie mare, dar acum realizez că na, a fost totul din dragoste și din dorința de a mă proteja. În schimb, din partea tatălui, bunicii erau mult mai permisivi. Mai permisivi, da, pentru că și deși pentru că verișoara mea de obicei tot era adusă în același timp la țară. Și atunci noi eram două acolo. Pe lângă asta mai era încă o verișoară care locuia acolo. Okay. Deci eram trei copii. Și toată ziua noi nu știam, bunicii nu știau de noi. Deci noi eram prin tot satul, umblam de nebune, ne jucam, duceam la păscut bobocii. Bunicii, părinții tatălui aveau și cal, și vacă, și oi, porci, tot ce vrei. Și mie îmi plăcea când erau mieluții micuți, îmi plăceau la nebunie, mă duceam și smotoceam săracii, nu-i lăsam în pace. La fel cu bobocii, îi adoram și scoteam eu chiar în fața casei, cumva era o pășune așa și scoteam în fața casei ca să nu riscăm să-i pierdem. Da. Și stăteam cu ei acolo și îmi plăcea, mă simțeam atât de mândră de mine că reușesc să pasc acești, să duc acești boboci la păscut și să-i întorc acasă pe toți. Da. Și pe lângă asta, oricum, tot satul ne cunoștea. Îmi imaginez. Ne știa și atunci nu exista niciun pericol de niciun fel. Puteam să umblăm peste tot. Am făcut prostii la prostii de gen, adunam gașcă mai mare de copii, am mers în cimitir, în cimitirul satului. Pe acolo alergam, ne jucam. Țin minte ca și acum că m-a speriat cineva că ar fi un șarpe și țin minte că am luat-o la fugă într-un hal de nu știu cum am ajuns acasă. Altă dată, o fază amuzantă a fost că vecina bunicilor era o tanti foarte drăguță. O țin minte și acum îi ziceam Baba Cristina. Și ca orice bătrân își aduna arsenalul de lucruri pentru zilele negre sau pentru moarte, hăinuțe, basmale, chestii. Și țin minte, eu eram mică, nu știu, cred că aveam, să zic, 5 ani, o chestie de genul. Pe lângă că iubeam să îmbrac fustele bunicii, toate le îmbrăca, le scoteam pe toate și le puneam straturi ca să fiu prințesă. Ce tare! Mă dusesem la Baba Cristina acasă și în casa cea mare și am scos din dulap de toate basmalele și le-am întins pe prispa casei și m-am jucat, ea nefiind acasă. Okay. Adică așa libertatea exista la noi, că femeia, deși nu era acasă, noi puteam să mergem la ea acasă, ei să umblăm pe unde vrem. Vai, ții minte și acum că s-a supărat pe noi că i-am făcut dezastru în hainele alea păstrate pentru acea zi. Și vai, tragedie în sat, cum așa, că uite a venit aia mica alunucă și a făcut aia și aia, nu știu ce. Deci noi era la noi în sat, în partea din partea unde e tatăl meu, din sudul Republicii Moldova. E cumva, mereu se spune, aia lunucă, alu cutărică, nu știu. Și ce zice, aia lunucă a venit și a făcut pe aici ravagii. Da. Altă situație amuzantă, de exemplu, din partea bunicilor, la străbunici a fost. Atunci, țin minte că maica mea povestea, foarte amuzată, le povestea prietenilor, că zice, o sună într-o zi, eu fiind la țară, o sună într-o zi bunica și zice, vai, draga bunică, nu știu ce, a început să o ocolească așa, deci... Subiectul. Maica mea zice, da, spune-mă odată ce s-a întâmplat. Că zice, ca copii în ziua de azi, ou, e mai deștept decât găina, Doamne. Zice, da, zi odată ce a făcut. Și îi zice, păi uite asta ta mică, eu tot aveam, cred că în 4 ani aveam, maxim. Nu știu de unde o fi văzut ea, ulterior am înțeles de unde, dar stai să zic. M-am așezat, am luat o bucățică de lemn, de crenguță de asta de pus pe foc. Așa. Și m-am așezat eu în fața pe sobă, în fața focului, pe un scăunel, așa cu am pus picior peste picior și am luat bețișorul ăla așa ca o țigară și eu făceam așa. Eu când o să fiu mare o să cânt și o să fumez. Și o să fumez și o să cânt. Deci și îți dai seama, asta a rămas, a rămas o fază foarte amuzantă ulterior. Îți dai seama, am tot povestit-o prietenilor și ei au zis, Doamne, cât de nebună poate să fie. Copiii, știi, copiii au perle din alea, te lasă mască.
Și eu eram unul din genul ăla de copii. Na, și adevărul este că eu nu sunt fumătoare. Deci am ajuns să fiu cântăreață și să-mi realizez visul, dar nu fumez. Deci nu s-a întâmplat chiar toată sceneta aia, n-a devenit chiar reală, știi. Dar erau amuzante pe atunci și mai mult era amuzantă bunica, atât de derutată și șocată de și scandalizată chiar de această întâmplare oribilă. Cum adică? Da. Ia fumea, o să fumeze și o să cânte. Ce tare, într-adevăr. Îmi imaginez șocul bunicii tale când a văzut că... Da, ia fuma sau ceva? Nu, adică, nu. Tatăl meu, într-adevăr, când mai fuma din când în când și... Îți dai seama, văzându-l pe eu, dar l-am văzut și mi se pare, mie și plăcea foarte mult mirosul ăla de țigară. Okay. Și atunci eu asociam mirosul de țigară cu ceva frumos. Da. Și de aici a pornit probabil această idee a mea de a cânta și a fuma. Ulterior, gata, n-a fost să fie, nici nu m-a interesat latura asta. Foarte bine că ți la sănătatea ta. Mă bucur tare mult că ai împărtășit cu mine amintirile tale din copilărie. Într-adevăr, ai avut o copilărie super amuzantă și cu siguranță oamenii de acasă se vor bucura de toate pățanile de care tu ai avut parte. Vreau să vă amintesc și vouă că luptăm pentru copiii de la Asociația Tiberius. Peste 60 de copii vor avea parte de consultații și tratamente oftalmologice din partea clinicii Optisima, toate în valoare de 2500 de euro, pentru că ne pasă foarte mult de acești copii și ținem foarte mult la sănătatea lor oculară, pentru că e important să vedem și să mergem de aici înainte, din copilărie în viață, fără să avem probleme de sănătate. Nicoleta, încă o dată îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și rămâne să ne vedem cu voi și data viitoare cu povești cel puțin la fel de interesante ca cele ale Nicoletei și nu uitați că doar împreună putem să facem lumea din jurul nostru un loc un pic mai bun. Pa, pa!